Bună și bine v-am regăsit pe acest canal! Astăzi vreau să vă prezint câteva lucrușoare pe care le-am primit și le-am luat de la SH, le-am primit tot luate de la second hand și am strâns aici câteva produse, o parte dintre ele sunt de vară, dar sunt și două produse care sunt așa și așa, ar merge cumva și vara, dar nu în totalitate. O să încep cu o salopetă care mi este foarte, foarte dragă, asta pentru că este de la bunica mea și a fost doar un leu. Le-am și probat, o să le pun pe undeva pe aici, o să mă trag un pic mai așa ca să pot să pun filmările cu proba. Ea este o salopetă marca Lush, n-am mai auzit de ea, mărimea S, este fabricată în China, este într-o culoare gri și are două decupături pe aici prin părți, volănașe pe aici și este cu pantalon scurs, destul de scurtă. Îmi place extrem de mult, nu doar pentru că are valoare sentimentală, dar este și exact pe gustul meu și deja am îmbrăcat-o. Foarte mult îmi place, se închide cu un fermoar la spate și nu știu dacă v-am spus, dar a fost un leu. Mi se pare o afacere foarte bună. Le-am lăsat pe umeraș, asta pentru că ieri m-am chinuit să le calc cu steamerul și am zis să le și pun pe umeraș să nu fi muncit degeaba în a le călca. Mai departe avem o rochie, tot un articol pentru vară. Este o rochie cu buline, o rochie care nu pot să zic că mă flatează neapărat, mai ales că cred că ar fi pentru o persoană cu un piept mai generos, ceea ce nu este cazul meu. Ea în față vine parte peste parte. Și aici mi se pare că în zona pieptului, în zona mai aici, îmi este un piculeț cam mare. Cred că aș putea să o rezolv cu o curea, dar nu sunt sigură. Însă mi s-a părut o rochie care merge când nu vrei să te complici foarte mult, vrei să iei o rochie pe tine, să te duci până la magazin sau la o plimbare scurtă. Nu e nici foarte extra, dar nu e nici cea mai urâtă rochie și a fost până în 10 lei, cred că 5 lei a fost asta. Și este făcută în Italia, iar materialul cred că este poliester, nu știu dacă are vreo etichetare. Și este 60% poliester, 35% viscoză și 5% elastan. Salopeta cu siguranță este poliester, nici măcar nu m-am mai uitat pentru că nici nu știu dacă are etichetă sau nu. Și e destul de simpatică, zic eu. Nu e cea mai flatantă pentru mine, dar cu siguranță o voi mai purta pentru că este foarte confortabilă. O bluză pe care am luat-o de la un outlet second hand, nu știu exact ce vrea să fie textile house, cred că totuși este un second hand. Este o bluză care nu are nicio etichetă, văd, ba da, are aici o etichetă jos, dar nu știu de unde este. Este din Primark, un magazin care nu se află și la noi și unde mi-aș dori să intru și eu să-mi iau niște pijamale. Am tot văzut pijamale atât de la prietene de ale mele care locuiesc în Anglia, dar și online. La un moment dat chiar am rugat-o pe o prietenă de-a mea să-mi cumpere un cojocel roz din Primark și a venit cu el în bagajul de mână, deși, după cum știți, poți lua doar 10 kg în bagajul de mână. L-a băgat acolo bine ca să-mi-l aducă și m-am bucurat foarte mult de el. Am zis să iau și această cămașă, deși este într-o culoare tot gri, iar eu prefer culorile deschise. Majoritatea garderobei mele este foarte colorată, nu prea mă îmbrac în negru. Ideea este că am luat-o oricum, am gândit că ar merge la facultate, ar merge într-un cadru mai sobru și deși eu am crezut că se poartă cu nasturele în spate, ea se poartă cu nasturele în față. Invers ar arăta foarte ciudat pentru că ar veni până în gât. Aici jos are un volănaș, dar elasticul nu cred că este foarte strâmt, din câte mi-amintesc. Și aia este lunguță, însă eu de regulă o bag în pantalon sau
în fustă. Depinde cu ce sunt îmbrăcată, pentru că nu îmi place să le port așa ieșit în afară și pe mama mea o sfătuiesc de fiecare dată să facă asta, însă silueta nu îi permite să le bage în pantaloni, așa că nu îmi ascultă niciodată sfatul, dar mie mi se pare că orice arată mult mai bine băgat în pantaloni. O altă rochie, tot într-o culoare asemănătoare, mă rog, e mai mult movulie, este varianta asta și am fost tentată să o achiziționez tocmai pentru că am o rochie portocalie, luată din Resort, cred, mi-a ales-o și prietenul meu, adică am fost așa amândoi de acord să o achiziționez, pe care deja am purtat-o la o cununie și am mai purtat-o și când am mers undeva în oraș. Mi-a plăcut mult de tot, așa că atunci când am văzut-o pe asta, am asociat-o cu cea galbenă și am vrut să o iau. Este o rochie care, din punctul meu de vedere, nu prea mă flatează asta, pentru că eu sunt destul de slabă, dar chiar și așa am zis să o iau, să nu plec de acolo fără nimic. A fost un pic mai mult, a fost 15 lei, bluza pe care am arătat-o înainte a fost 8 lei din Textile House, iar aceasta a fost 15 lei. Este destul de lunguță, mi-a plăcut că are doi trandafiri aici. În schimb, i-am prins un nasture, mama mea a prins un nasture, nu-l mai are pe cel îmbrăcat, are un nasture obișnuit, dar dacă o să găsesc niște nasturi drăguți, o să-i schimb probabil pe amândoi, pentru că nu-mi place să aibă un nasture de un fel și unul de un fel. Scrie pe ea Cama Eu și să văd dacă are cumva și vreo etichetă în interior, da... Și spune că este în Madrid făcută. Da, nu mă așteptam la asta, 100% poliester, este practic din Spania. Mie îmi place destul de mult limba spaniolă, am învățat-o, bineînțeles, din telenovele, dar am mai făcut și pe Duolingo, care este o aplicație unde sunt tot felul de exerciții pentru limbi străine. Prietenul meu făcea pentru limba engleză, eu făceam pentru limba spaniolă cu engleză, pentru că nu mergea limba română spaniolă, ci doar engleză spaniolă și era destul de utilă. La nivel conversațional, nu știu dacă m-aș descurca în limba spaniolă, pentru că ei vorbesc destul de repede. Cred că aș înțelege, dar n-aș putea să reproduc. Dar este un vis de-al meu să știu mult mai bine această limbă și poate de ce nu să ajungem și în acea țară. O altă cămășuță care are valoare sentimentală este tot luată de bunica mea. Cămășuța și salopeta sunt luate din Mărășești. Se ținea un, nu târg, erau persoane care aduceau haine second hand acolo și bunica mea se mai ducea și mi-alegea și mie câte ceva, multe perechi de pantaloni de pijama cu care dorm și cu care stau prin casă mai grosuți, dar mi-a adus și această cămășuță foarte frumoasă, care are o singură problemă, ea ar fi avut nasturii așa, negri. Nu știu cât se poate vedea, și a sărit acea buburuză neagră, așa că restul nasturilor sunt simpli, sunt argintii, dar nu mă deranjează absolut deloc. Tot mi se pare o cămașă foarte frumoasă și, după cum știți, hainele de la Mango sunt destul de scumpicele. Are aici și o panglică cu care o legi, o faci fundiță. Eu nu mă pricep să fac fundițe, o să vedeți și în clipul cu hainele probate că am făcut o fundiță de tot râsul, dar intenționez să mă uit la niște tutoriale și să învăț să fac și eu niște fundițe care să arate mult mai bine. Și este așa aici, mai strâmtă puțin în talie și apoi vine cu un volănaș. O lungă perioadă de timp mi-au plăcut mult bluzele cu volănaș, după aceea o perioadă nu le-am mai purtat și acum le-am redescoperit. Și este în mărimea S, Euro S, DXS, Mango Sweet. Foarte încântată sunt și nu știu dacă... Și să văd și ce material este.
Este 39% viscoză, 36% coton, adică bumbac, și 25% poliester. Este destul de ok și mi se pare foarte potrivită. Eu am probat-o cu niște pantaloni scurți, dar probabil că aș purta-o cu o fustă sau cu o pereche de pantaloni lungi, dar nici de cum cu pantaloni scurți, pentru că mi se pare că nu se potrivește. Mai am o rochie de la Topshop pe care ar trebui să o întorc pe față pentru că este pe dos și i-a cusut bunica mea un alt elastic, asta pentru că mi-era destul de largă în zona taliei, este și dublă, are jupă, tot mi se pare un picuț transparentă, dar am niște jupe făcute tot de bunica mea pe care le port cu hainele care îmi sunt un pic transparente. Varianta asta mi-a plăcut pentru că, în primul rând, este rozul acesta frumos, deși mărimea e un piculeț cam mare pentru mine, este 38, iar eu port 34, rar 36. Arată cam așa, pe o parte are acest volănaș, iar pe o parte vine tip maillot. Și acest volănaș continuă până jos. Foarte mult mi-a plăcut, este Topshop, după cum v-am zis, eu sunt atrasă de brandurile acestea din Anglia, care, culmea, fac hainele în România și apoi ajungem să le cumpărăm iarăși de la ei prin second hand-uri. Mă uitam să văd dacă are vreo etichetă în interior, dar nu o mai are. Și este foarte, foarte drăguță. Chiar mi-a plăcut mult modelul și mă bucur că am achiziționat-o. A fost până în 10 lei și zic aproximativ pentru că unele lucrușoare le-am cumpărat la kilogram, iar de fiecare dată când ajungeam acasă împărțeam totalul la câte articole luam și făceam așa o medie de 10-12 lei, dar bineînțeles unele sunt mai subțiri și cântăresc mai puțin de sunt mai ieftine, unele le cântăresc mai mult și sunt mai grele, dar ca idee pe niciun produs nu dau mai mult de 15 lei dacă este un produs din acesta subțire. Am cam crescut ștacheta la 15 lei când zic, dar sunt destul de strict în ceea ce privește produsele de tip SH, nu vreau să dau foarte mulți bani pe ele, de aceea nici nu intru atunci când prețul este unul mare, de obicei intram când era 50 de lei kilogramul, la 100 de lei rar îmi cumpăram câte ceva pentru că v-am spus că sunt foarte strictă, iar în ceea ce privește magazinele de tip Textile House, îmi place să intru de la 8 lei în jos sau inclusiv 8 lei. Pot să găsesc lucruri care chiar merită 8 lei. O bluziță tot de la Topshop, nici măcar nu le-am pus în așa fel încât să vină una după alta și care la fel mi este un piculeț cam mare la sub braț. Este mărimea 36, US 4, UK 8, eu sunt cam UK 6, făcută în Maroc. Și este la fel genul ăla de maillot care vine cu volănaș aici jos, dar mi-a plăcut că are așa diverse chestii aplicate, ca un fel de, nu macrame, dar sper că puteți să vedeți, dacă nu o să vedeți în clipul filmat. Și mi s-a părut foarte drăguț, el nu este cel mai flatant top pentru mine, mai ales că nu prea pot să-l port cu sutien fără să nu se vadă bretelele, trebuie să găsesc o altă variantă, dar chiar și așa tot mi s-a părut drăguț și am zis să-l iau, mai ales că am văzut că e Topshop și de obicei când vedeam la second hand produse Topshop sau Asos sau River Island sau Dorothy Perkins, săream pe ele chiar dacă nu erau chiar în mărimea mea, chiar dacă erau cu o mărime două mai mare sau o mărime mai mică, chiar mi s-a întâmplat. Mai am aici un produs care nu este pentru vară și am mai avut unul similar, doar că același print, doar că alt model, dar nu îl am aici. Este în mărimea S, Dazzling, și e un cardigan cu mâneci bufante, îmi plac mânecile bufante, și care are în spate, e normal. Nu știu cât se poate vedea, dar o să înțelegeți mai bine din ce am probat eu acolo. Iar aici are niște bucăți care vin în față așa asimetric. Mi s-a părut drăguț, merge luat pe deasupra, cred că merge chiar și vara într-o
seară mai răcoroasă sau pe la sfârșitul verii, deși ar părea mai degrabă tomnatic, fiind cu maro și negru. O fustă pe care mi-a achiziționat-o mama mea, care este de la Atmosfer. Atmosfer este un magazin tot care se găsește în Primark, un brand care se găsește în Primark. E mărimea 36-38, este un UK 8 și ea este așa, arată destul de ciudat, dar ea se întinde foarte frumos și poți să o faci chiar și mai lungă. Mi-a plăcut, îmi place culoarea aceasta, este un fel de fucsia și mi se pare foarte, foarte drăguță. Și n-a fost nici foarte scumpă, cred că a fost până în 10 lei. La momentul acela chiar cred că le-a prins mult mai convenabil. Și tot mama mea mi-a luat o rochiță. O rochiță pe care eu o port la plajă. O rochiță Mark & Spencer Indigo Collection, care ar fi o mărime destul de mare, un UK 12, și nu știu de ce am trăit eu cu impresia că ea ar fi avut o jupă, dar nu știu dacă a avut vreo jupă sau pur și simplu a fost de fapt o bluză și o port ca o rochie, habar nu am, dar știu că produsele de la Mark & Spencer sunt foarte scumpicele, așa că m-am bucurat mult când mi-a achiziționat-o, mai ales că pot să o port cu ușurință la plajă. Chiar pentru asta o și păstrez și îmi place foarte mult. Este mai lungă, pic așa mai lungă în laterale și are tot felul de floricele, de fluturaș, foarte mult îmi place. Iar aici are niște ținte, niște chestii aplicate. Chiar pentru plajă mi s-a părut un obiect foarte drăguț și am bucurat pentru că produsele Mark & Spencer au cumva un renume, să le zic așa. Mai am aici două produse, unul pe care tot mama mea mi l-a achiziționat. Este Portmans, cred, XS. Și să văd dacă are și vreo etichetă. Are, făcut în China, 65% viscoză, 35% nylon. În momentul respectiv eu îmi doream tot felul de bluze scurte, dar nu pentru că voiam eu să le port scurt, ci pentru că am corpul destul de scurt în partea de sus, având picioarele mult mai lungi și mereu aveam nevoie de astfel de bluzițe. În afară de cele făcute de mama mea, nu prea găseam în comerț bluze care să se termine unde voiam eu să se termine și l-a luat pe acesta care este așa foarte, foarte elastic. Negru, nu știu dacă o să puteți să vedeți prea mult pentru că așa se întâmplă cu culorile închise, dar mi s-a părut așa o bluză simplă pe care poți să o iei și seara la un moment dat, nu neapărat pe deasupra pentru că este destul de strâmtuță, dar poți să o iei dacă te îmbraci mai subțire în partea de jos, poți să o porți cred că cu ușurință și vara dacă este seară, mai ales eu cum sunt destul de friguroasă în ultima perioadă. Ultimul produs pe care îl am este un produs care a avut etichetă, a fost nou-nouț, este tot făcut în China, Miro este brandul XS. Mă uit să văd dacă mai are și o altă etichetă, da. Este 95% poliester, 5 nylon și altceva nu mai zice, are și o jupă, o dublură pe dedesubt și mi se pare că arată foarte bine, este exact mărimea mea, l-am purtat într-un clip trecut, clipul în care vă arătam ce produse mi-am mai cumpărat sau am primit în ultima perioadă și nu știu cum se face, dar niciodată nu am găsit momentul oportun ca să îl port. Am zis măcar într-un clip, deși cam am ghinion în momentul în care port un produs în clip și nu l-am mai purtat niciodată. Se întâmplă ceva, se pătează, iese un produs în momentul în care l-am băgat, l-a spălat cu el și ajung să stric acel produs. Sper să nu se întâmple și cu bluza asta pentru că îmi place mult și îmi place cum îmi vine. Foarte drăguță e, se închide cu fermoar de jos până sus și arată cam așa. Eu de regulă fug de astfel de modele care vin așa aici pentru că mi se pare că am umerii
prea mici și mi se văd oasele acestea. Sunt un pic complexată uneori de faptul că sunt un piculeț mai slabă decât o persoană obișnuită, așa că fug de astfel de modele, dar îmi place destul de mult cum îmi vine, îmi place că vine exact la fix, așa că cu siguranță o să îl port. Mi-e destul de greu să asortez astfel de bluze, de aceea nici nu prea le port, cele care au volănaș, pentru că trebuie să am mare grijă ce pun în partea de jos, dar cu ocazia asta cu siguranță o să-l port și îmi amintesc că a fost și foarte ieftin. Cred că atunci era 20 de lei sau 10 lei kilogramul și vă gândiți că acest obiect a fost câțiva lei și nou cu eticheta pe el. Cam acestea au fost produsele. Haideți că până la urmă m-am bine dispus prezentându-vă produsele acestea și am luat și o pauză bine meritată de la citit. Astăzi recunosc, nu prea am avut niciun chef să citesc, deși nu mâine, poimine avem examen și mai avem unul și răspoimine și vă mulțumesc și pe această cale pentru că mi-ați urat baftă. O să vă răspund fiecăruia în parte după ce terminăm cu examenele. Vă mulțumesc pentru vizionare, aștept să-mi spuneți ce produs v-a plăcut cel mai mult și dacă și voi mergeți prin SH-uri. Mie mi-este foarte dor să merg prin second hand, așa că sper să se întâmple destul de curând, atât cât o să-i permită și prietenului meu timpul și cheful, pentru că de regulă îmi place să merg cu cineva să mă poată ajuta acolo cu produsele, pentru că pe mine mă doare și spatele și mai ales dacă sunt umerașe sus, mi-e destul de greu să mă uit, pentru că dacă tot dau cu mâna așa sus, începe să mă doară spatele și nu mai pot să mai văd nimic, încep să mă enervez și devine un fail total. Eu v-am pupat ca de fiecare dată și vă aștept cu drag și data viitoare.